Șughe sau e un șu, nu? La... Eu cred că bogăția unei limbi e bogăția oamenilor care o vorbesc. Oamenii ăia au un concept pentru faptul că se simt bine acasă. Și știam că se cheamă așa și știam și că noi nu avem asta, așa cum nu avem multe cuvinte despre multe lucruri în limba noastră. Relația mea cu casa a fost cu totul surprinzător, nițel tensionată pe parcursul lockdown-ului și în perioada stării de urgență, cumva contradictorie, pentru că eu am o relație bună cu statul în casă. Eu sunt scriitor la bază, pe mine nu mă deranjează, eu pot să stau închis într-o cameră foarte mult timp. Problema e că îmi place să stau în casă, dar să pot ieși afară oricând. Eu sunt freelancer de mulți ani de zile și sunt obișnuit să stau acasă și eu am trecut prin procesul ăsta acum câțiva ani. Mi-am descoperit casa și am înțeles importanța ei și am început să, nu știu, să investesc în ea timp și energie, doar că am observat că poate mi-ar trebui un balcon mai mare, dar realitatea este că oricât de mare ar fi spațiul în care suntem închiși, dacă noi ajungem să percepem ca pe o închisoare, cum s-a întâmplat acum, nu va reuși să fie decât o închisoare un pic mai mare, va rămâne o închisoare. Primul gând când am primit invitația a fost să mă bucur, adică pur și simplu când primești o invitație. Deci atunci când trebuie să inventezi niște cuvinte, de exemplu, e un conflict cu limba. Am avut un sentiment aparte pentru că e o campanie aparte. Cred că m-am simțit puțin Hughe. Întotdeauna mi-a plăcut și să inventez cuvinte și să particip în campanii, pentru că am background-ul ăsta de advertising, să particip în campanii din postura asta de autor, de poet. Mi se pare că pentru mine e o îmbinare destul de bună. Și în jurul lui era biniște care nu era deloc biniște. Ca la ei, dar la noi. Problema e că sunt atât de multe lucruri care mă pot face să mă simt Hughe în casă, încât aici diversitatea asta lor mă inhibă puțin să fac niște alegeri și alegerile astea sunt foarte greu de făcut. Adică mă simt Hughe și când citesc, sunt singur și citesc o carte, pur și simplu. Când stau în pat cu copiii mei, stăm tolăniți așa și ne uităm la un film, de exemplu, sau ne jucăm. Când e o stare de liniște interioară, de tihnă, ajung cu mintea acasă în Moldova, într-un sat de lângă Moinești, unde m-am și născut. Sunt împreună cu sora mea și cu părinții mei și mâncăm ceva gătit de mama, ceva dulce. Ne uităm la o porcărie la televizor. Hughe are 5 litere, o literă frumoasă. Greco ăsta este destul de departe de J. Hughe e viu, e despre a face și când nu faci. A fi comod, dar în același timp a nu lenevi. A fi acasă, dar te simți într-o zonă care te duce de acasă, că starea emoțională nu te mai ține acolo acasă, în universul ăla. Sunt atât de multe de spus încât cuvântul ăsta nu poate să fie despre un lucru. Trebuie să fie despre minimum două lucruri, dacă ar putea să înglobeze vreo 3-4 ar fi ideal. Bicicleta mea are nume, mașina mea, mă rog, pe vremea când aveam mașină, avea nume Veta. Îmi place să numesc ceea ce iubesc sau, mă rog, ceea ce e important. Această stare ar trebui numită cu un echivalent pentru Hughe. Nu știu, poate viezure. Pe care aș putea să-l transform foarte puțin. Și evident că nu o să câștige la votul publicului. Cred că ar trebui să inventăm un cuvânt nou care să sune cumva nou. Procesul creativ e un lucru foarte viu. Poate fi influențat și este influențat mult de ce se întâmplă în jur. Dacă stau în fața unei ferestre sau pur și simplu în fața unui peisaj în care se vede linia orizontului și de asta îmi place marea, asta mă ajută să văd lucrurile, cred că mă ajută să văd lucrurile până în interiorul lor. Știu că am o nevoie, știu că e un lucru pe care pot să-l iau aproape personal, că e un fel de nevoie și a mea să existe un cuvânt care să definească momentul ăsta atât de plăcut. E un lucru pe care îl simt, e un lucru în care cred. Eu îmi petrec cea mai mare parte a timpului gândindu-mă, pur și simplu mă gândesc la ceva.
Și apoi, dacă se produce un declic, se produce pur și simplu. Și de asta e foarte greu de explicat cum ți-a venit ideea asta. Cumva cuvintele vin la tine dacă ești disponibil. Adică, eu, pentru mine, cuvintele nu sunt niște cuvinte, sunt niște persoane, sunt niște ființe. Adică eu le tratez serios. Adică sunt tovarășele mele de drum, prietenii mei. Eu cred că oamenii au devenit cu niște cuvinte foarte bune și care ridică foarte mult standardele. O să vedem dacă ne ridicăm și noi, Iulian și cu mine, la standardele oamenilor. Îmi place, e drăguț. Bârlogeală, da. Îmi sună bine. Biniște. Ăsta e cel mai bun de până acum, după mine. M-aș bucura să fac eu cuvântul ăla care va fi ales. M-aș bucura și dacă îl face el, m-aș bucura mai mult dacă îl fac eu. Și îi mai urez și să nu se supere când o să câștig. Să câștige nu cel mai bun, cel mai inspirat, pentru că poți să ai momente de inspirație. Iv, pregătește-te, o să suferi.